veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. O altă familie din Biblie, care am numit-o o familie în planul lui Dumnezeu. Este vorba de Zebedei și Salome și copiilor, ucenicii și apoi apostolii Iacov și Ioan. De ce am numit-o așa? Vedeți, la început, ei au fost cei doi ucenici pescari alături de tatăl lor. Și Domnul a venit și le-a spus, lăsați astea și veniți și vă fac pescari de oameni. Altul e planul meu pentru voi. Puțin mai târziu, mama lor a venit cu ei și a spus, uite, vreau ca ăștia doi copii să stea unul de-a dreapta și unul de-a stânga. Și a spus Domnul, iar ați dat-o pe alături. Asta e pentru altcineva. Planul meu cu voi este altul. Puțin mai târziu vine Petru și la gândul că îi spune Domnul, tu vino după mine, dar cu el ce-i? Și asta nu-i treaba ta. Dacă eu vreau ca el să rămână până vin eu, asta eu răspund. O familie care a dus-o Dumnezeu la locul care el a vrut. I-a descris o traiectorie în planul lui Dumnezeu după voia sa sfântă. Haideți să urmărim această familie la gândul că pentru oricare dintre familiile noastre Dumnezeu are un plan. Și trebuie să ne-l descoperă. Dacă noi cumva o luăm înainte, trebuie să ne îndrepte Domnul să ne aducă la realitate. Și în final, cu fiecare din membrii familiei noastre, Dumnezeu are un plan bine determinat și voia sa trebuie să se imprime în mințile noastre ca să putem sta până la sfârșit în această voie binecuvântată. Amin. Să îi luăm pe rând pe acești membri ai familiei. Deci mai întâi Zebedei. Vedeți, noastră, despre Zebedei ca și soț al lui Salome și ca tată al lui Iacov și Ioan, Biblia nu păstrează niciun cuvânt din ce să fi zis omul acesta. Nu scrie nimic despre el, despre el. Și totuși, numele său este scris în Biblie de cel puțin 7 ori. Un soț și un tată, fără cuvinte, dar cu nume. Sunt unii oameni care nu spun multe. Nu este în sarcina lor să aibă mult de spus. Vom vedea noi la momentul potrivit că Petru și Ioan au umblat foarte mult. Dar de regulă Petru vorbea. Ioan zicea că doar așa l-a însoțea. Zebedei este omul fără cuvinte, dar cu un nume. Prin ceea ce a făcut, poate în mod tacit, poate în felul în care s-a comportat. Dumnezeu a găsit de cuvință, putea să spună ca și despre alți apostoli. De exemplu, au mai fost doi frați, Petru și Andrei. Insistă Biblia asupra tatălui lor, este precizat așa întreagă numai. Dar acest Zebedei este precizat de cel puțin 7 ori în Biblie. S-ar putea să fie unii oameni părinți a unor titani ai credinței. Să nu se spună nimic despre ei. Numai să se spună căci un anume om mare a fost fiul lui cutare. Și respectivul să rămână în nume doar prin ceea ce a fost copilul său. Totuși, nu doar figurează ca un nume și mai putem încă un lucru, numai 2 lucruri am luat despre Zebedei, să mai înțelegem în dreptul acestui om. A reușit să-și țină copiii aproape de el și să-i țină împreună. Erau oricum mari. Dar în textele unde apar, când Domnul i-a chemat de la pescuit, de exemplu Matei 4:21, de acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor. Nu numai că lucrau la aceeași firmă de pescuit, era ca o clasă medie pescari în vremea aceea, dar erau în aceeași corabie cu tatăl lor. Putea fiecare să fie în mod izolat. De regulă copiii când sunt mari nu mai vor să fie cu tatăl lor. Nu numai doar acum a fost regula aceasta. Am amintit noi despre Iuda la vremea sa că a fugit de la tatăl său și de la frații săi. Și a stat cu un anume Hira din Adulam. Dar acest tată, numit Zebedei, a reușit să-și păstreze copiii împreună cu el. Și chiar dacă mrejile erau cârpite, împreună cârpeau la mreji.
în aceeași barcă. Este foarte frumos să vezi tineri ajunși mari, poate căsătoriți, cum au părtășie încă cu tatăl lor, cum încă se simt bine împreună cu părinții lor. Ce a făcut Zebedei, cum i-a provocat, cum i-a ținut, Biblia nu spune. Asta pe de-o parte am spune noi, poate că e rău că nu-i spune, dar e și bine că te lasă să faci cum vrei, numai să-i ții aproape de tine. Și de asemenea, nu doar că i-a ținut aproape de el, dar i-a ținut împreună. Că poate pe un copil îl ții aproape, dar să-i ții și împreună. Să poți să păstrezi această armonie între copii, ca ei să nu se despartă. Și se întâmpla, imaginați-vă, că s-ar fi născut niște disensiuni între ei, dacă erau certați, mai putea Domnul să-i cheme pe amândoi să fie apostoli? Păi nu mai putea. Și se dădea peste cap tot planul lui Dumnezeu. De aceea am zis o familie în planul lui Dumnezeu. Cineva punea odată întrebarea că se poate într-un comitet să fie doi din aceeași casă. Și un altul a răspuns sub călăuzirea Domnului, păi se poate că și ăștia au fost doi frați și au fost amândoi în comitet la Domnul. Domnul a avut nevoie de amândoi, fiindcă i-a folosit în mod deosebit. Să ne ajute Domnul ca părinți, ca tați, chiar dacă nu vom spune noi multe, să putem să ne păstrăm copiii aproape. Când se vor căsători, se vor duce la casa lor, dar probabil cu serviciu vor lucra împreună cu părinții, să zicem. Și de asemenea să putem păstra unitatea între copii. Nu știu dacă am avut alții, nu scrie. Vă amintesc despre Iov. El a avut 7 băieți, dar știți că se adunau împreună și aveau părtășie? A reușit nu doar Zebedei cu 2, Iov cu 10. Să-și țină aproape de părinți, Iov îi chema după zile de ospăț, ajuns deja mare, că unul de 10 ani nu poate da ospăț, îi ținea aproape de el și de asemenea îi ținea aproape unii de alții. Și aceasta este ceva frumos și de dorit la nivel de familie. Dacă până sunt micuți, se vezi acolo așa ca niște pui într-un cuib, sunt frumoși, îi acoperi pe toți cu o pătură sau cu mai multe. De asemenea, când sunt mari, poate mai înalți decât părinții, să-i vezi în jurul părinților. Ei se adună în jurul părinților, dar uneori se adună numai în jurul sicriului. Dar este indicat și bine dacă s-ar putea aduna în jurul lui tatăl său și până este viu. Nu doar moartea lui tatăl său să-i adune, și viața tatălui său să-i țină în jurul lui. Și să-i adune Domnul pe copii și pe părinți, să se realizeze ceea ce s-a realizat la un moment dat prin Ioan Botezătorul, să fie întoarsă inima unora spre ceilalți și tot să fie într-o strânsă legătură cei bătrâni cu cei tineri, Domnul să ne ajute. Că așa mi se pare mie, că dacă în familie tinerii cu bătrânii nu vor fi distanțați, vom avea posibilitatea și în biserică să nu fim distanțați. Să fie ăștia bătrânii și ceilalți tinerii. Și când se adună ăștia și văd că vin ceilalți, să le vină să o ia la fugă. Și când se adună ceilalți, să spună ea că vin ăștia alții. Și să fim cu toți împreună. Amin. Să ne uităm puțin și la Salome. Despre această femeie scrie, printre altele, două lucruri la care vreau să ne uităm, Matei capitolul 20. A venit ea cu o cerere la Iisus, alături de copiii ei, ajunși acum mari ucenici ai Domnului. 20:17, rețineți când a venit. Pe când se suia Iisus la Ierusalim pe drum, i-a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a spus, iată că ne suim la Ierusalim, fiul omului va fi dat în mâinile preoților mai de seamă, cărturarilor lor, ei vor sândi la moarte și se va întâmpla ceea ce trebuie să întâmple. Atunci, mama fiilor lui Zebedee s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și s-a închinat vrând să-i facă o cerere. Și-au bănuit că acum se întâmplă ceva la Ierusalim, orică pune mâna, cum ne se părea lor, pe conducere, orică acum merge în cer, și spuneau ei, acum e momentul să venim cu cererea, că e pe proaspăt. Acum, pe când se suie pe tron, venim cu cererea să ne facă două scăunele, unul de parte, unul de alta, sau jilțuri, știu ce s-au gândit ei, să fim acolo în preajmă. Am spune noi, dar este un gând bun, așa, în ghilimele, de mamă. Ce mamă nu-și dorește ca copiii ei să fie, nu unul de-a dreapta și unul de-a stânga, adică unul mântuit și unul nemântuit, ci unul de-a dreapta și unul de-a stânga tronului. Și asta pare ceva foarte frumos.
să-ți dorești așa ceva. Și uitați, domnul nici nu a mustrat-o categoric pentru asta și a încercat să o rămurească. Și spune aici, drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți. Nu era doar mama vinovată. A venit împreună cu copiii. Ba încă în Evanghelia după Marcu scrie doar că s-au dus ei. Da, s-au dus toți trei. Eu nu știu aici ce a făcut Zebedei. Nu mai trăia, o el le-a zis, mai fiți cu minți. Că la știe ce să facă despre Iisus. Eu nu știu care a fost poziția lui Zebedei, dar lipsește. Da, vedem pe mamă și copii că vin cu această cerere deosebită. Și Domnul le-a spus, puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Să fiți botezați cu botezul pe care am să fiu botezat eu? Putem? I-au răspuns ei. Se pare că deja și făcuseră planurile. Și răspuns este adevărat că veți bea paharul, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Domnul Iisus le-a spus că și pentru alte locuri în împărăție trebuie să depun acest botez și să sufere și să facă ceea ce trebuie făcut, dar cinstea respectivă, locurile numerotate, destinate, sunt repartizate de Dumnezeu. După cum a fost pentru Domnul Iisus, tu ești Domnul meu, șezi de-a dreapta, ia. Tatăl l-a pus pe Iisus unde să șadă. Și tot Tatăl a spus Domnul Iisus că îi va pune și pe ceilalți la locul respectiv. Să revenim la situația noastră. Poate ca și mame doriți să fie copiii dumneavoastră, nu-mi spuneți ce doriți, dar știu eu câte v-au trecut prin cap ce să fie copiii. Poate unele, când au fost copii micuți, să vi vedeți ceva. Poate cu unii copii mari, să vi vedeți ceva. Biblia ne recomandă să ne uităm la greutățile acelor slujbe și după ce ne-am uitat la aceasta, să ne uităm la voia lui Dumnezeu. Care e voia lui Dumnezeu pentru copiii noștri? Sunt chemați la așa ceva? Și obișnuiește să se spună, uneori, de exemplu, fiind vorba de niște scaune în biserică, dar copilul meu de ce nu-i bun? Ce, el nu poate să predice cum predică ceilalți? Și-a spus Domnul, va da, puteți. Dar a ședea acolo sau acolo, atârnă de tata. Dar și noi putem să facem asta. Nu au zis că nu se poate. Chiar dacă pot toți același lucru, există o chemare specială pentru fiecare. Și să nu vrem noi să blocăm voia lui Dumnezeu numai așa și numai așa. Și sunt unii și în biserică care, dacă nu-i lasă să șadă unde vor, ei nu mai vor deloc să șadă. Așa e câte un copil îndărădnic și uneori părinți le țin sonul. Ori îi pui acolo, ori nu mai vor deloc. Dacă în orchestră, el nu vrea decât la cutare instrument și așa să facă. Împărăția e a lui Dumnezeu. Și el ne pune în împărăția sa unde îi place. Ne pune la ușă, ne pune într-o parte sau într-alta, unde găsește el de cuvință să ne pună. Cine se poate potrivi? Cel mai bine este să înțelegem voia lui. Spuneam noi la alte studii că atunci când vine un copil într-o familie, Dumnezeu în anumite cazuri din Biblie a spus părinților ce va fi cu copilul. Dar foarte important este când e copilul mare, cum este cazul acesta, să înțeleagă părintele care-i voia lui Dumnezeu pentru copilul lui. Ca nu cumva să vină de Domnul cu niște cereri și i-au spus la un moment dat, poruncește, versul 21, Doamne, dă un decret prezidențial și spune așa, sunt numiți prin decret prezidențial pe locul cu tare și cu tare Iacov și Ioan. Hai, semnează-l. Nu se poate așa. Apoi apare Salome, pe lângă această cerere așa de mamă, într-o altă situație. Evanghelia după Marcu, capitolul 15, versetul 40. La răstignirea Domnului, la moartea sa, acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele era Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov cel Mic și a lui Iosef și Salome. Și de asemenea, întorcând pagina 16:1, după ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să ungă, să ducă să ungă trupul lui Iisus. Ea a slujit și înainte de înviere și după înviere. A fost în grupul de femei care spune în Evanghelia după Luca, capitolul 8, că ajutau pe Domnul cu ce aveau și cu ce puteau. Asta a fost chemarea mamei acestor ucenici. Și ce-i frumos?
că măcar că Domnul i-a respins cererea, ea a rămas să slujească Domnului în orice condiții. Și când a fost pe Golgota, și când a fost mort, să-L slujești pe Domnul în orice condiții. De-aia spunea Domnul Matei 25, când am fost așa și așa, atunci ați venit la mine. Nu doar să dorești un anumit loc fix și să slujești Domnului numai în condițiile în care vrei, să slujești Domnului oriunde mă pune și să slujești Domnului în orice condiții. Și la aceasta Domnul să ne ajute. Amin. Să trecem acum însă la copii, Iacob și Ioan. Mai întâi să ne uităm la acele texte din Scriptură care îi prezintă împreună. N-are rost să-i despărțim noi. Dacă Zebedei a ținut împreună, Domnul de asemenea, hai să nu-i despărțim unde sunt împreună. Mai întâi, în Matei 4,21 apare chemarea lor. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov și pe Ioan. El i-a chemat. Versul 19, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Citim și în Luca 5:10, este redată din nou chemarea, tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășul lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo, vei fi pescar de oameni. Se pare că, și chiar așa este, s-au cunoscut cu Petru și cu Andrei și înainte de a-i chema Domnul. Și chiar au fost ucenici ai lui Ioan, cel puțin Ioan și Andrei au fost. Domnul i-a chemat printre primii pe aceștia. După ce i-a chemat, i-a numit apostoli pe Simon, pe care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacob și pe Ioan. În lista de aici din Luca și în cea din Matei 10:2, Iacov și Ioan apar pe locul 3 și 4 între ucenici. În lista din Marcu 3:17 este trecut Andrei al patrulea și apare în ordinea Petru, Iacov și Ioan. Nu că Domnul a făcut o mare clasificare, dar pe acești trei i-a situat cumva într-o poziție mai aproape de el, vrând să-i facă ca și stâlpi, ceea ce vom vedea mai apoi că scrie și în Galaten 2, de exemplu. Domnul i-a ținut mai aproape de el ca să-i solidifice mai tare, mai puternic. Probabil și din acest motiv s-au gândit ei să fie unul de-a stânga și de-a dreapta. Numai că au uitat de Petru, că era puțin mai bătrân. E scris acolo în Matei capitolul 20 că atunci când au venit cu cererea aceasta, Matei 20:24, cei 10 când au auzit s-au mâniat pe cei doi frați. Nu le-a surus ideea. Acum gândiți-vă dumneavoastră, între timp ce deschideți la Marcu 10, să mai vedem și acolo ceva. De ce s-au mâniat pe ei? Posibil să fi vrut și ei locurile alea. Poate a vrut Petru, nu? Poate Andrei, că era mai în vârstă. Că nu doar cei care spun că vreau un loc, îl vreau, mai sunt unii care nu spun. Numai ei se mânie pe cei care spun, dar ei de spun, nu spun nimic. Dar mânia lor e suficientă să exprime ceva. Marcu 10:35. Aici spune că doar amândoi au venit. Au venit la Iisus și au zis, învățătorule, am vrea să ne faci ce-ți vom cere. Ce voi să vă fac? Dă-ne să ședem așa și așa. Și spune aici, le explică Domnul, versul 40, dar cinstea de a ședea la dreapta sau la stânga mea nu atârnă de mine, ci ea este numai pentru aceea care a fost pregătită. Când au auzit cei 10 lucrul acesta, au început să se mânie pe Iacov și pe Ioan. Și a luat Domnul pe toți și le-a zis, știți că neamurile fac așa și așa, între voi nu trebuie să fie în felul acesta. A trebuit Domnul să potolească spiritele, am zice noi, în acea situație când acești doi vreau neapărat o poziție deosebită. Apară cei doi alături de Petru în trei situații în Biblie. Domnul i-a luat deoparte față de ucenici. Să ne uităm la Marcu capitolul 5, la învierea fiicei lui Iair. Marcu 5:37. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească, afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Eu cred, printre altele, că Domnul i-a luat în această lucrare deosebită ca să-i învețe și pe ei cum să lucreze. Știți că, în mod special, minunile se făceau prin Petru. Uneori însoțit de Ioan, cum a fost cazul de la Poarta cea frumoasă. Nu le-a fost dat și celorlalți nouă să participe la această situație. Nu știu. Doar așa ca să nu fie Iuda? Unul din motive posibil să fie. Dar oricum pe aceștia Domnul a vrut să-i facă ca și stâlpi.
Celălalt caz în care apar, Matei capitolul 17, ei trei, este schimbarea la față. 17 cu 1. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. Și li s-a arătat cu Moise și Elie și le-a spus în versetul 9 să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. Din nou a găsit Domnul de cuvință că acest secret, această descoperire, să rămână numai pentru ei. Nu era pentru toți ceilalți. Știți că Domnul spune la un moment dat, m-am și alte lucruri să vă spun, dar nu le puteți purta. Când va veni Duhul Sfânt, va face lucrarea aceasta. Și mai este o situație în care l-a luat doar pe ei trei, Matei 26, e vorba de Ghețimane. Acum eu întreb, la care din astea trei ați vrea Domnul să ne ia Domnul să vă ia și pe dumneavoastră, împreună cu alții doi numai? Ați vrea să vedeți o înviere din morți? Ați vrea să vedeți pe Iisus, pe Moise, pe munte? Sau ați vrea să vă rugați în Ghețimane 3 ceasuri? Mai degrabă am vrea în casa lui Iair, nu? Pe munte nu în Ghețimane, așa-i? Uitați, Domnul i-a luat și aici ca să învețe lecția pe deplin. Știți că pe munte Domnul s-a schimbat la față în timp ce se ruga? Matei 26 cu 37. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să întristeze, să se mânească foarte tare. Versetul 40, s-a întors la ei, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, care dormea alături de ceilalți, ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și știți că de 3 ori s-a rugat aceleași cuvinte și a venit apoi la ucenici și i-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. De ce i-a luat Domnul cu el în Ghețimane? Posibil să-l sprijinească în rugăciune, am zice. Posibil să îl provoace pe Petru, să-l ajute să se roage, să nu cadă în ispită, am zice noi. Sunt mai multe componente a aceleași lucrări. Oricum, rezultă clar că Domnul a vrut cu acești trei să facă o lucrare deosebită, să-i pregătească în mod special. Știți că în vechime împăratul David avea și el câte 3 pe care îi folosea într-un mod aparte. Știți că în Trinitate sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt într-un mod aparte. Sunt niște ierarhii dumnezeiești. 1, 3, 12 au fost aici, 70 și niște numere date de Dumnezeu. O structurare a conducerii. Așa a hotărât Tatăl. Dar asta nu avea de-a face cu acele 2 lucruri care le vizeau ei de dreapta și stânga împărăției alături de Domnul Iisus. Să ne uităm acum la Iacov, unde apare el singur. În Evanghelie, ca ucenic, nu apare nicăieri singur Iacov. Mai apare odată cu Ioan, în Luca 9. Posibil să fi vorbit aici împreună cu Ioan, Luca 9 cu 54. Ucenicii săi Iacov și Ioan, când au văzut că samaritenii nu i-au primit, au spus, Doamne, vrei să poruncim să pogoare foc din cer și să-i miște cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei, a certat și a spus, nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. De îi punea în forma asta de-a stânga și la dreapta, cum îl bombardau cu cuvinte de genul, Doamne, mai nimicește-i și pe ăștia, care cum n-asculta, apăreau numai porunci din astea de a-i nimici așa în masă. Și Domnul explică și aici că n-a venit să nimicească, ci să mântuiască. Ce scrie Biblia mai apoi? Din Ghețimane au fost 3. A venit Iuda cu ceata. Vom vedea la Ioan că Ioan s-a dus după el, l-a băgat și pe Petru în curte. Ce s-a făcut cu Iacov? Nu știu. A plecat posibil din Ghețimane Iacov. Că au rămas pentru perioada respectivă doar Ioan cu Petru. Apare scris alături de ucenici, a slujit în Ierusalim, prin apostol s-a provodit cuvântul, se făceau minuni și semne și nu mai scrie despre el decât în 12 cu 2, că atunci când a fost închis Petru, noaptea când apoi a fost eliberat de înger, Irod a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Iacov, unul din cei 3, a fost primul apostol martirizat, ucis de acest Irod. Să ne îndreptăm acum spre Ioan, despre care Biblia scrie mult mai multe. În primul rând, în Evanghelia sa, în capitolul 1,
Vedeți, în Matei 4 și în Marcu 1 scrie că i-a chemat în timp ce erau la pescuit. Petru cu Andrei și Iacov cu Ioan. Aici scrie puțin altceva. Ioan 1:35. A doua zi Ioan, botezătorul, stătea iarăși cu doi din ucenicii săi și aceștia erau Andrei și Ioan. Pe când privea pe Iisus, umblând, a zis, iată mielul Dumnezeu care ridică păcatul lumii, scrie mai sus. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste cuvinte și au mers după Iisus. Iisus a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, ce căutați? Ei le-au răspuns, rabi, care tâlmăcit înseamnă învățător, unde locuiești? S-au dus la el și au rămas la el. Versetul 41. Andrei s-a dus și a chemat pe Simon și i-a zis, noi am găsit pe Mesia. A venit Petru la Iisus, a spus, tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa. Apoi l-a chemat pe Filip și Natanael. Ce rezultă de aici? Ioan și Andrei au fost primii care au fost contactați de Iisus, care au mers după Iisus. Înainte fuseseră ucenicii al lui Ioan Botezătorul. Dar ei au mers la Iisus în ziua respectivă și apoi s-a dus fiecare la casa lui. Și poate după câteva zile sau după câteva săptămâni, când deja Domnul Iisus se cunoștea, s-ar spune că ar fi fost verișori primari, Iisus cu Ioan și Iacov, eu nu știu exact din Biblie, Domnul Iisus când a trecut apoi pe lângă mare și i-a văzut pe Petru și pe Andrei și a spus, veniți după mine, deja Petru și Andrei îl cunoșteau cine e Iisus, n-a trecut un oarecare anonim și i-a spus, veniți după mine și ei s-au înhăitat după el. Deja se cunoșteau când le-a făcut acea chemare. Iacov și Ioan deja îl cunoșteau, dar acela a fost momentul decisiv. Este ca și cum vine cineva la adunare, are habar de biserică, de pocăință, de Biblie, dar într-o zi simte profund chemarea din partea lui Dumnezeu. Și când de la anvon sau sub altă formă se spune, cine vrea să se predea Domnului, el spune, eu mă predau. Nu atunci e primul lui contact cu biserica, dar atunci e momentul când acceptă chemarea, când are loc convertirea în inima sa. Așa ceva s-a petrecut în acele momente despre care v-am citit în Matei 4, veniți după mine. Aici a fost prima întâlnire, prima cunoștință. Tot despre Ioan scrie el în Evanghelia sa despre sine, în câteva locuri, să le citim doar câteva, 13:23, unul din ucenici, e vorba despre el, acela pe care îl iubea Iisus, 19:26. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângheia pe ucenicul pe care îl iubea, 20:2, a alergat la Simon Petru, e vorba de Maria Magdalena, și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus, 21:7. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus, 21:20. Petru s-a întors și a văzut venind după el pe ucenicul pe care îl iubea Iisus. De ce obișnuia Ioan să se prezinte sub această expresie? În loc să spună, să se prezinte că el este Ioan, obișnuia să spună ucenicul pe care îl iubea Iisus. Eu vă întreb, numai pe Ioan l-a iubit? Dumnezeu este desăvârșit în dragostea sa. Da, eu mai degrabă înclin să cred că așa socotea Ioan. Știți că asta era una din expresiile lui Ioan, spune el în Ioan 11, că Marta și Maria s-au dus la Iisus și au spus, iată că acela pe care îl iubești tu este bolnav. Va să zic că nu doar pe Ioan ucenicul iubea Iisus, îl iubea și pe Lazar. Da, asta era forma în care îi plăcea el să pună lucrurile. Ce frumos ar fi să gândim și noi despre noi, și despre alții. Eu care mă iubește Iisus și fratele meu care e bolnav și îl iubește Iisus, că Iisus ne iubește pe toți. Putem să credem în această iubire? Știți că Ioan exalta în declarații din acestea de iubire, iubiți-vă, iubire. El pe drept cuvânt a scris în epistola sa că Dumnezeu ne-a iubit întâi, el a gustat, a trăit, a fost încredințat. Vedeți, era o expresie uzuală la el așa, pe care îl iubea Iisus. Și înscris tot în Evanghelia sa 3:16, că atât de mult a iubit Dumnezeu. Deci rețineți, lumea întreagă pe oricare i-a iubit atât de mult. Nu ne putem îndoina seama că fi existând anumite culmi pentru unii, asta e treaba lui Dumnezeu. Dar eu vă spun că pe ultimul om din lumea asta îl iubește Iisus atât de mult. Dar vedem noi ca și Ioan asta? Sau suntem unii care suntem supărați pe Dumnezeu? Că pe alții iubește și pe noi nu ne iubește. Știți că în Biblie tot mai scrie că s-a uitat Domnul și la tânărul bogat și îl iubea.
Suntem încredințați noi de iubirea lui Dumnezeu? Sau spun uneori copiii, așa obișnuiți să spună, părinții mai fac diferențiere, că pe mine nu mă iubești, numai pe cutare îl iubești. Vă îndoiți de iubirea lui Dumnezeu? Dați un telefon la Ioan. Să vă spună că Dumnezeu ne iubește pe toți, pe El în mod special, și să ne spună cum a înțeles El că îl iubește atât de mult. Că n-a prus să-L pună de-a stânga, nici de-a dreapta. Și totuși a înțeles că îl iubește și a fost încântat și mulțumit de aceasta. Să ne uităm apoi la El ca apostol. Vă spuneam că a fost în strânsă legătură cu Petru. De exemplu, în Galateni, capitolul 2, scrie așa. Pavel s-a dus la Ierusalim și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, nu-i vorba de Iacov, fratele lui Ioan, acesta murise, e vorba de Iacov, fratele Domnului, sau Iacov cel mic. Chifa, adică Petru și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi. Trei stâlpi a avut Dumnezeu de bază acolo. A schimbat pe un Iacov cu alt Iacov. A început prietenia sa cu Petru, părtășia aceasta, umblarea aceasta împreună. Din Ioan 18 cu 15, Simon Petru mergea după Iisus. Din Ghețimane, așa pornit acum, se trezise, cum spunea fratele acii. Până ne-a spus Domnul să nu doarmă, au dormit, când ne-a spus să culce, au pornit la treabă. Simon Petru mergea după Iisus, tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot, e vorba de Ioan, și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Petru însă a rămas afară la ușă, celălalt ucenic care a cunoscut marelui preot a ieșit afară, a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru înăuntru. Eu așa îmi vine să cred, există această posibilitate. Deci Ioan a fost pe acolo când a buctat-o Petru. Păi o fi ieșit afară, l-o fi întărit, l-o fi îmbărbătat. Ce-a mai făcut Ioan în dimineața respectivă? Oricum a mers apoi până la cruce. Dar din acest moment s-a lipit de Petru. Și totuși este ceva, și vom citi acum, care mă face să cred că Ioan a stat lângă Petru ca să nu se piardă. Ioan 20, aici în continuare. 20 cu 2. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus. Știți că la mormânt s-a dus Petru cu Ioan? Ioan era normal să meargă până la mormânt. A fost și până la cruce. Dar eu cred că el l-a luat și pe Petru. Și am zice noi, să spună Ioan, acum, frate Petre, eu te-am băgat acolo în curte, deci știam că pentru ce te bag, dar vorbeam cu portărița să nu te lase. Dar acum eu te-am băgat, acum... Hai amândoi să o scoatem la capăt. Se întâmplă uneori că pricinuim involuntar căderea cuiva. Haideți acum și să stăm lângă el să iasă de aici. Am fost amândoi asociați, dar fiecare cu partea lui. Eu am rămas în picioare, el s-a prăbușit. Știți acea vorbă, că doi mergeau pe un țărm și unul era în apă și a început să se scufunde și strigă ajutor. Și se spune, dar ce strigi? Dar mă nec. Și ce dacă te nești? Dar nu știu să not. Și de nici eu nu știu să not și eu nu strâng. Dar tu nu ești în apă. Se întâmplă uneori că nu îl vedem pe celălalt în situația sa. Ioan însă a stat alături de el și nu l-a lăsat. Și de aceea, știți că din orice situație negativă, Domnul scoate ceva bun. Că dacă s-a dus Ioana până la Tars și a zis Dumnezeu, măi, dacă tot mă chinui să te aduc înapoi... Acum, tot nu vin degeaba după tine, apocăiți pe aia din corabie. Cum dacă tot a fost ispita asta, din prietenia asta a lor a rămas o strânsă legătură și au rămas ca părtași pentru tot timpul slujirii la Ierusalim. Imaginați-vă că se făceau două culte, cultul lui Petru și cultul lui Ioan. Și de atunci se numeau petriști și ioaniști, sau cum s-ar fi numit. Cum au vrut cei din Corint, unul al lui Pavel, unul al lui Chifa și unul al lui Apollo. Deci trebuie să a fost una. Și are Dumnezeu nevoie în lucrare de asemenea oameni, care să fie unul lângă altul, ca stâlpi, și să nu se dărâme clădirea cât ar fi de mare. Uitați-vă, în Fapte, capitolul 3, Petru și Ioan se suiau împreună la ceasul rugăciunii, era ceasul al 9-lea. Și spune și versetul 4, Petru ca și Ioan, unul ca unul, s-a petrecut această vindecare, atunci Petru a zis că Petru lua cuvântul. Zici că Ioan doar reținea microfonul, dar iau unul lângă altul. De aceea, așa au rămas ei tot împreună. Uitați-vă în 4 cu 1, pe când vorbeau Petru și Ioan, iar amândoi. Apoi 4 cu 7, au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor. Apoi 4 cu 19, drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri, dacă se drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit, deci nu că nu vorbea și Ioan. Dar Petru era cel care vorbea întâi, probabil era mai în vârstă și... avea această întâietate. Au slujit împreună,
și în Ierusalim, și uitați-vă acum în Fapte capitolul 8 și mai departe au slujit împreună. Știți că a predicat Filip în Samaria și spune în 8:14, apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Iată ce lucrări deosebite a făcut Domnul prin aceștia doi. Ei au stâlpii bisericii din Ierusalim. La propovăduire, la minuni, la lucrarea Duhului Sfânt, Domnul i-a pregătit dinainte cu acele experiențe speciale, de tot s-a folosit Domnul. Dar cu ei a avut un plan mai aparte. Și ce frumos este să-ți faci datoria la nivelul la care vrea Domnul, dar să nu emiți pretenții pentru cer. Că Domnul n-are generația ta. Eu știu cine o fi de-a dreapta și de-a stânga în cerul, v-ați gândit dumneavoastră cine o fi? Poate și Iacov și Ioan, când au zis că nu-i pentru ei, următoarea întrebare a fost, dar hai spune-ne cine stă acolo. Știți? Dacă tot nu știu eu, dar spune-ne cine, că oamenii sunt și curioși uneori. Știu eu cine o fi? Avram, David, eu știu. Dumnezeu n-are numai generația noastră, sunt și alte generații, care au fost sau poate care mai din. Să înțelegi la vremea ta să te folosească Domnul cum vrea. În familie, să schimbe Domnul meseria dacă vrea, să schimbe locul, să te pună unde vrea, să-ți dea un contur cum vrea vieții tale și să poți să slujești la locul tău. Avem chemări așadar deosebite. Citim în Ioan 21, discută ceva Domnul cu Petru aici cum să pască oile, oițile și mirușeii și spune în versetul 20. Petru s-a întors și a văzut venind după el pe ucenicul acesta care îl iubea Iisus. Petru s-a uitat la el și a spus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Uneori au trebuit să slujească împreună. Alteori, poate cu oameni care ai slujit, ai fost așa de legat de ei, trebuie să te desparți. Asta este lucrarea lui Dumnezeu, este ca în armată, după cum vin ordinele de sus, așa trebuie să le executăm. Poate că au fi vrut să rămână împreună. Cum n-ar fi vrut Iacov și Ioan, că au fost împreună cu tatăl sau cu Zebedei, dar uite, Iacov a murit și Ioan a trăit încă multă vreme și peste Petru. Asta e voia lui Dumnezeu. Poate Zebedei, am spus, murise înainte? Putem să acceptăm voia Domnului pentru familiile noastre? Ca să fim o familie după voia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Apoi despre Ioan, mai putem să spunem că el a fost dat harul să scrie. Vedeți, el nu vorbea mult ca Petru, dar a scris mai mult ca Petru. Petru are două scrieri foarte scurte, dar de predicat, predica frecvent. El a scris această evanghelie, Petru n-a avut nicio evanghelie scrisă. Putea să scrie și el, nu i-a fost dat să fie scriitor. În scrierile sale, spune Ioan 20:31, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viața veșnică. Apoi 21:24-25, ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus. Dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, nu s-ar fi putut cuprinde. Și vă amintesc, ca să fim încredințați, că Dumnezeu l-a chemat pe Ioan să fie scriitor, spune Biblia aici, în Apocalipsa capitolul 1, versetul 19, scrie, dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Și spune el și în deschiderea primei sale epistole, 1:1, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, și am privit și am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, aceea vă vestim, vă mărturisim și vouă. Acesta este un motiv puternic ca să nu punem alte cărți lângă Biblie. Vin și fel și fel de interpretări. Fel și fel de cărți în domeniul Apocalipsei. Asta e Apocalipsa lui Ioan. Dar câți oameni mai au apocalipsuri, dar fără îngeri, cu duhuri, că nu Domnul le-a dat Apocalipsa lor. Ceea ce putem ști despre Biblie, că sunt lucruri reale 100%, dar în cărți oamenii o mai sfeclesc, o mai dau pe alături. La Ioan Dumnezeu i-a spus să scrie și a scris lucruri autentice, ce a cunoscut în viața Domnului Iisus, fiind vorba de Evanghelii, sfaturi pentru biserici, epistole și ce scrie către bisericile acestea de la Efes la Laodicea, și apoi lucrurile escatologice despre sfârșitul
viacului acesta. Spune cine Apocalips 1:9, eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz și la împărăție și la răbdarea lui Iisus Hristos. Acum plătea el ce a spus când a fost tânăr, putem să bem paharul? Nici nu știa unde e masa de la pahar în insula Patmos. Mă aflam în ostrov care se cheamă Patmos din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Iată care a mai fost chemarea lui Ioan. Însă ce viziune frumoasă în Apocalipsa! Dacă ar fi să ne uităm și haideți să o facem pe rând la acești membri ai familiei, vedeți ca părinți, eu văd în Zebedei și Salome doi părinți care au vrut să facă ceva din copiii lor. Spunea Domnul Iisus că un ucenic adevărat ajunge ca învățătorul său. Zebedei a fost pescar și a suit pe fiii săi până la acest nivel. Pescarii n-au fost ultimii oameni în vremea aceea. V-am spus că a fost o clasă de mijloc. Și spune în Marcu 1:17, imaginați-vă cu tatăl său la pescuit și vine Iisus. Spune, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Tatăl său a vrut să le dea un statut cât mai bun. Mama sa a vrut și ea să-i pună undeva alături Domnul Iisus printre stele. Dar zice Domnul, veniți după mine și vă voi face. Deci ca și părinți, câte nu dorim să facem pentru copii, însă numai dacă îi vom da pe mâna Domnului, va face Domnul ceva bun din ei. Să-i putem da pe mâna Domnului și să-L dorim pe Domnul să vină într-o zi să treacă pe la casa noastră. Ce frumos ar fi! Și să auzim că a spus copiilor noștri, veniți după mine și voi face eu ceva din voi. Nu neapărat ce vor părinții, ceea ce vrea Domnul să facă din copiii noștri. Și Domnul cu adevărat a făcut din ei exact ce a vrut. Apostoli, oameni cu care a scris Biblia, și atunci cred că în final părinții au fost mulțumiți. Ce credeți dumneavoastră? În raiul să mai meargă Salome cu cererea, hai, lasă-i pe ăștia doi pe scaune? Nu, mai gata, a înțeles și s-a liniștit. Că asta face Domnul Iisus ceea ce dorește cu copiilor. Privind la Iacov, nu scrie multe Biblia despre el. Vedeți, Iacov ăsta e un nume foarte frumos, dar sunt mulți Iacov în Biblie. De la Iacov, cel care a ajuns să fie Israel, și alți câțiva, doi din cei 12, plus încă Iacov, fratele Domnului, atât de Iacov. Toți oameni deosebiți. Mă gândesc, poartă uneori și copiii noștri nume din acestea foarte frumoase, sfinte. Nu neapărat Petru, nu neapărat Ioan, dar în acești primii trei, sau în alții 12, sau în alții 70, păi nici nu scrie Biblia cum i-a chemat. Dar au fost și ei, Domnului, nu? Să fie unul dintre cei minunați ai lui Iisus. Fără să ții neapărat cont care-i locul tău, dar să fii un Iacov, un ales, un om deosebit, să-ți dorești așa ceva. Părinții în dreptul copiilor, dar numai dacă îi dăm pe mâna lui Iisus se face, și copiii să se ducă după Domnul și să accepte trimiterea Domnului și lucrarea în întregime. Și apoi, în final, privind spre Ioan, citeam noi în Evanghelia sa, în capitolul 1, că mai întâi s-a dus cu Andrei. Dar apoi n-a avut mare prietenie specială cu Andrei. Au fost trei, Petru, Iacob și Ioan. Și Domnul i-a dus la Iair, încoace încolo pe toți trei. La un moment dat, în Ghețiman, probabil, Iacov se retrage puțin. Și în curtea marelui preot și la mormânt și la poarta frumoasă și în Samaria, sunt numai doi, așa-i? Ioan și Petru. Cu vremea, nu știu când pleacă Petru. De exemplu, îl întâlnim în Galaten 2, fără Ioan, când a fost prins în lațul fățărniciei. Poate de era cu Ioan, îl ajuta Ioan și nu-l prindea, nu știu. Dar în final apare Ioan numai singur. Au fost trei, până la urmă au rămas doi și în urmă a ajuns Ioan să slujească singur. Așa a rânduit Tatăl să fie această ordine binecuvântată. Însă în final, când a ajuns Ioan să fie singur fără ei, știți că pe munte a fost Moise, Ilie și a spus că ce bine e acolo cu Iisus, cu frate său, cu Petru, de minune. Dar până la urmă săracul a rămas în Patmos numai singur și Pavel a avut o echipă frumoasă, dar la un moment dat în fața cezarilor judecat a rămas
singur. Și frumos e când avem câte o echipă lângă noi și slujim împreună. Când rămâi numai câte doi, mai merge și așa. Dar uneori sunt situații în care rămâi numai singur. Uneori poate rămâi numai în familie. Se dărâmă o parte de jug, moare soțul, poate pleacă copiii, poate se duc părinții. Va rămâne familia noastră până la ultimul reprezentant, singur pe o insulă, credincioasă Domnului? Și Iisus s-a dus acolo la el pe insulă. Când l-a văzut, a căzut la picioarele lui și a văzut toată împărăția. Oare în mulțimea aia s-a uitat și după frate sau după Iacov să-l vadă? Dar oricum, va fi reîntrejită din nou toată familia Domnului, toată biserica. Așa suntem noi, ne place să fim în comun. Care din biserică ați vrea să plece? Să plece de aici. Am vrea să fim împreună, nu? Eu așa îmi vine să cred că Ioan, când a stat la cină pe pieptul Domnului, s-a fi gândit acum, fără de care rămân? Că el era unul așa care nu știa despre ce e vorba. Poate n-au vrut să piardă nici pe Iuda. Dar ăsta a fost pentru pierzare. Amintiți-vă de Iacov din vechime, când l-a pierdut pe Iosif. Acum a spus să mai pierd și pe Beniamin. Așa ne legăm noi unii de alții. Dar aș vrea în primul rând să fim legați de Dumnezeu. Are Dumnezeu chemări speciale pentru noi. Știu ce vrea să fac cu familia mea, cu adumitale. Poți să dai copiii pe mâna lui Iisus? Putem să acceptăm un evreil să ne pună? Să ne ia să ne facă ucenici, să facă ceea ce vrea cu ei. Și în final să ne modifice. Acum trei, poi mâine doi, poi mâine numai unul singur. Dar se pare că în Apocalips doar de el mai era nevoie acolo să îi descoperă Dumnezeu toată această taină, această lucrare. Și se încheie cartea Apocalipsei cu o imagine foarte frumoasă. O vede Ioan. Apocalips 20:20. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, adică Iisus, da, eu vin curând, amin. Și spune Ioan, vino Doamne Iisuse. Și apoi ne spune un ultim cuvânt Ioan, acest copil deosebit, ajuns acum un bătrân. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți, amin. Așa vă dorim și noi, să rămână familia noastră în planul Domnului și să fie har pentru toți membrii familiei, să fie un loc în împărăție unde vrea tata și în biserică de asemenea, să aibă zebedei chiar dacă e un loc mai tăcut, dar să aibă un nume care să fie scris și în cartea vieții. Și Salome, cu cererile ei, poate mai pripite uneori, poate așa mai fragede ca și copiii în tinerețe la minte, să slujească Domnului în orice condiții. Și în Ghețiman, și după înviere, Iacov să accepte și el dacă e cazul să fie martir, și Ioan să rămână dacă e cazul până la adânci bătrânețe, ca după cum cu el s-a încheiat Biblia și dorea har pentru toți, să mântuiască Domnul și familiile noastre în întregime. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.